Uite, așa am făcut. Ia, vă rog. Îi place. Așa. Și la lăbuțe puteți să arătați cum faceți masaj. Aula, acum... Video? Acum să te pupăm, că și-a dat cu aftershave. Ai crezut că-i dat poze? Gilet, miroase fain giletul ăsta. Ia, fii atent aici. De fiecare dată când mă bărbieresc, după aia îmi dau așa ca în reclame. Mă stropesc așa cu gilet. Cu mă gilet. Rog, cu aftershave, nu contează firma. Îmi dau bine cu aftershave și după aia vine puletele. Cu ce te-ai dat că miroși miros fain? Bine, îmi place să te pup. Da, m-am pupat. Astea, aftershave-urile astea bărbătești miros super tare. Da. M-am pupat și cu 5 minute și cu 10 minute. N-aș putea să iau și o pauză de pupat sau ceva. Da, produsele bărbătești și deodorantele bărbătești sunt faine. Păi da, dai seama că sunt făcute să să miroase ca să le placă femeilor, probabil, nu? Da. Miroase a gilet. Se pare că chiar funcționează. Îi place cum miroase. Da, chiar. Curios. Păi stau și miros, ăsta l-am cumpărat din supermarket. Nu mai dă numele la supermarket. Miroase frumos, nu zic nu. Dar nu știu de ce o... Și-am găsit unul mai ieftin, dar e bun. Da, nu știu de ce se încinge așa de tare când simte mirosul ăsta. De aftershave? Da. Da. Îi face poftă de pupat sau ceva. Da, da, nu că n-aș fi. Bye, bye. Ia să vedem ce vrei să ne arăți, tati. Uite, în primul rând am pregătit pentru tine un trandafir roșu. Primiți acest trandafir? Se-mi place. De la soția dumneavoastră. Băi, ți s-au cam lăsat frunzele, bă, dorele. E din ăla roșu... știi, de la emisiunea aia Burlacul, el așa face o oferă la fete... flori, trandafiri roșii. Dacă... Astea făcute din paie? Nu. De băut suc cu nu, ele? Dacă accepti acest trandafir, înseamnă că mă iubești. Să cova, vesela. Acceptați acest trandafir de la mine? Da. Da. O să te gândi la așa. Și acum. Așa. Fiți atent aici, trebuie ceva unde să bat. Poate să aude că e noapte. E 0:50 ceasul. Și tot mai dat în calorifer. De fiecare dată când trec prin cameră, în drumul meu spre bancă, nu spre baie, în drumul meu spre instituții importante, trec pe aici și văd lăbuțele astea cu ele. Stai că mai vine am una. Am un bețișor special pentru ele. Atenție, și acum să învățăm alfabetul. Uitați, avem și cartofiuri, asta e matematica. 1, 2, 3, 4, 5, numărați cu mine. 6, 7, 8, 9, 10 cartofiuri. Mai numărați odată, că vă rog, că mi-a plăcut. Auzi, pantaloni și nu zgăureți între picioare. Stai liniștit. Bun. Deci avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, da. 6, 7, 8, 9, 10. Așa, dar activitatea mea favorită este să desenez, să scriu alfabetul pe lăbuțele astea. Avem litera A, facem A de tip far, acum A de mână, rătunșit, litera B de tip far. Lasă-mă să scriu! Litera B de tip far.
litera B mic. Haideți să scriem, uite, te iubesc, puiulete. Și aici de mână, iubesc. Aici se face o virguliță de aia la B, rotundă așa, B, E, S, C, și pu, pui. Da, să văd să fac pui. Și cu punct, puiu, așa, L, L, T, și I. Dar știți că pe mine mă gândină. Și se în exclamare, îngroșată așa, ca, îngroșat ca să se vadă bine. Nu mai îngroșat că mă gândină. Uite, da. Uite, cum fac lăbuțele după ce le gâdilă tati. Oh. Uite, ia, vezi? Fac în geraș. Da, trebuie să lăsăm floarea asta. Seara după ce o învelesc așa frumos ca să facă nani bun, așa. Îi așez pe ea pilota și după aceea vine așa un masaj la lăbuțe. Și pe urmă vă face dedicații pe YouTube cu inimioare. După ce uite așa fiecare lăbuță, parte, fiecare cartofior în parte. Mă simțeam un pic stresat. Oh yeah. Oh yeah. Da. Și după aceea un pic așa cu totul, de așa. Se mișcă așa în patoată. Așa face cineva când își iubește soția, nu? Da. Da. Lăbuțele astea sunt gâdilate, sunt masate, sunt cam alintate așa de fel. Da, 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 uite, se bucură, uite. Auci, m-am lovit. Ne vedem mai târziu la al gâdilat, da? Acum s-au bucurat. Mă lovesc o să nos. Luați și floricică din partea mea. Oh, uite mă, ce drăguț. Ia, ia, dai să facem poză de clip. Rate-i tu fața, mulțumit, te rog, tati. Ia de ce ai făcut-o odată acum? I-am primit ceva frumos. Da? Ai pupat franțuzește pe tati? Măi, Marintătură, ce faci mai aici? Mi-a plăcut. Te mai ascuns tu după colț? Da. Și te se burta afară? Am păcat o banană. Aolea. Unde e pe aici? Să plimbă acum așa? Acolo. Către ieșire? Uite, tati. O inimioară. Inimioară. Mulțumită, fetiță. E pace că te pupă, tati. E pupă, tati. Pace. E pace când...
bine. Ce-i cu nostru costă aici? Că l-a alintat. Așa cu blăniță de motanel. Oh. Pisică. Păi sunt cu motănel, nu? Aducem ciclonul iar în capitală? Nu? Uite, bă, ce frumos, o mângâie, bă. Pe unde trece mâna ta, sunt cu buzele pregătite. Da. Mi se spune pupăcilă. Pupăcilă. Da. S-a văzut țup țup. Țup, țup. Ete, ete, îi se vede țup țupul. Ce, mi se vede țup țupul? Nu, nu, de la mână se vede țup țupul. Da. Uite. Vedeam că mi-a ieșit țup țupul pe afară. Ăla de la mână ți-a ieșit.